Emisiunea realizată în cadrul proiectului Vocea Basarabiei, Vocea României, împreună pentru un viitor european, finanțat de către Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova. Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit! Sunt Maria Filimon și vă prezint știrile orei 12. Iată principalele titluri ale ediției. Procuratura Generală va cerceta de ce Serviciul de Informații și Securitate și Ministerul Apărării nu au intervenit la timp în cazul fostului șef al Statului Major al Armatei Naționale, Igor Gorgan. Declarația a fost făcută de Procurorul General Ion Munteanu. Oligarhul fugar Ilan Șor, deputata Marina Tauber și bașcana Găgăuziei Evgenia Aguțul au rămas fără conturi pe Facebook, după ce Facebook le-a blocat pe motiv că sunt persoane periculoase. Alegerile europarlamentare au început în Estonia și Olanda. În România, alegerile pentru Parlamentul European vor avea loc în 9 iunie. Noțiunea de trădare de patrie va fi reglementată mai clar în legislație. Proiectul de lege în acest sens a fost aprobat în lectură finală de legislativ. Potrivit autorităților, măsura a fost elaborată pentru a consolida cadrul normativ în domeniul asigurării securității statului. Printre activitățile pentru care cetățenii vor putea fi trași la răspundere pentru trădare de patrie, se numără spionajul, dar și campaniile de dezinformare. Acordarea de ajutor în vederea desfășurării unor activități ostile împotriva securității statului se exprimă și prin campanii de dezinformare, activitate organizată într-o anumită perioadă de timp pusă la cale de a realiza obiectivele ostile prin dezinformarea societății, activitate care este de natură să-i aducă atingere suveranității, independenței, unității, indivizibilității, securității sau capacității de apărare a statului. Articolul 4 din Legea Securității Statului indică care sunt pericole deosebite pentru securitatea statului. Conform articolului 4, alinea 2, litera H, pericole deosebit pentru securitatea statului prezintă acțiunile inacțiunile orientate spre apariția amenințărilor hibride la adresa statului, exprimat prin campanii de propagandă ostilă sau de dezinformare, care pot dăuna regimului constituțional. Astfel se propune ca în codul penal să se stipuleze că trădarea de patrie reprezintă fapta săvârșită intenționată de către un cetățean al Republicii Moldova împotriva suveranității, independenței, unității, indivizibilității, securității sau capacității de apărare a Republicii Moldova în interesul unui stat străin, unei organizații străine, unei entități anticonstituționale sau reprezentanților lor. Este exprimată prin trecerea de partea inamicului pe timp de război sau conflict armat, spionaj, divulgarea secretului de stat, acordarea de ajutor în vederea desfășurării unor activități ostile împotriva securității statului. Procuratura Generală va cerceta de ce Serviciul de Informații și Securitate și Ministerul Apărării nu au intervenit la timp în cazul fostului șef al Statului Major al Armatei Naționale, Igor Gorgan. Conform unei investigații jurnalistice, acesta ar fi colaborat și furnizat informații secrete către servicii de spionaj ale Federației Ruse timp de decenii. Declarația a fost făcută de Procurorul General Ion Munteanu în cadrul emisiunii În profunzime de la ProTV. Ion Munteanu a adăugat că vor fi investigate și persoanele responsabile de numirea și verificarea lui Gorgan în funcții de conducere și în cazul în care informațiile din investigație deja confirmate de SIS se vor dovedi adevărate, Gorgan ar putea fi acuzat sub aspectul trădării de patrie. Acțiunile SIS și ale Ministerului Apărării vor fi de asemenea analizate de procurori, a declarat Ion Munteanu. Nu vreau să fac concluzii pripite, eu altfel îmi pun întrebarea de ce noi n-am știut despre acest fapt mai înainte sau de ce Procuratura pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale care este responsabil de asemenea de astfel de investigații trebuie să afle din presă. Procuratura pentru combaterea criminalității și cauze speciale s-a autosesizat ca rezultat a difuzării în sursele media informații respective. Imediat am solicitat confirmare sau informare autenticității acestei informații de la Serviciul de Informații Securitate. Am spus mai înainte, o parte de informații noi am recepționat-o astăzi. Anumite aspecte suntem în colaborare în continuare pentru a
avea mai multă claritate în această situație. Procurorul general a mai afirmat că Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale s-a autosesizat din presă pe acest caz și că nu a fost informată de SIS. A doua parte a investigației, să înțelegem de ce asemenea fapte au putut fi tolerate atâta timp. Atât timp cât avem organe specializate pentru combaterea și contracarerea astfel de fenomene. Deci nu este responsabilitatea procuraturii pentru a contracara astfel de situații. Procuratura urmează să califice și să interpreteze acțiunile în raport cu legea penală. Responsabilitatea Ministerului Apărării și responsabilitatea Serviciului de Informații și Securitate să verifice exact oamenii care accedă în astfel de funcții. Și președintele legislativului Igor Grosu la ședința Parlamentului a solicitat de la instituțiile de drept să ofere mai multe informații despre cazul fostului șef al Marelui Stat Major Igor Gorgan, suspectat de spionaj în favoarea Rusiei. O solicitare către instituțiile de drept. Ieri am urmărit cu toții în spațiu media informații despre un ex-șef al statului major. Și rugămintea, pentru că este un subiect de importanță națională și sensibilitate maximă, rugămintea către instituțiile de drept, cele care au atribuții și sunt implicate în investigări, să comunice mai mult și să explice la ce etapă sunt, pentru că este vorba de securitatea statului și înălțimea acestei funcții justifică interesul major a tuturor cetățenilor față de acest subiect. Amintim că publicația V-Insider a dezvăluit corespondența de pe Telegram între Gorgan și colonelul din Serviciul de Spionaj Militar Extern al Federației Ruse, Alexei Makarov. Folosindu-se de vechile sale conexiuni din Ministerul Moldovean al Apărării, cei doi au început să aibă contacte deosebit de active în aprilie 2022, adică după începerea invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina. Conform investigației, Gru era interesat în mod special de armele pe care le cumpără Kievul din țările vecine, inclusiv Republica Moldova. Parlamentarii afiliați lui Lanșor au fost excluși din componența Comisiei Juridice Numiri și Imunități. Inițiativa a fost susținută cu votul a 69 de deputați din fracțiunile PAS și Blocul Comuniștilor și Socialiștilor. Este vorba despre Alexandru Suhodolski și Denis Ulanov, care vor activa în alte comisii permanente. Excluderea lui Suhodolski Alexandru din Comisia Juridică Numiri și Imunități și includerea în Comisia Agricultură și Industrie Alimentară în calitate de membru. 2. Excluderea lui Ulanov Denis din Comisia Juridică Numiri și Imunități și includerea în Comisia Drepturile Omului și Relații Interetnice și respectiv excluderea lui Corneliu Furculiță din Comisia Agricultură și includerea în Comisia Juridică Numiri și Imunități. Astfel, componența numerică a Comisiei Juridice Numiri și Imunități a fost redusă de la 11 la 10 membri, iar Comisia Drepturile Omului și Relații Interetnice va fi constituită din 7 membri, nu 6, câți erau până în prezent. Totodată, în urma modificărilor, socialistul Kiril Tatarlı a fost numit vicepreședinte al Comisiei Agricultură și Industrie Alimentară. Potrivit regulamentului Parlamentului, componența nominală a comisiilor permanente se stabilește în baza reprezentării proporționale a fracțiunilor parlamentare, iar membrii acestora sunt numiți de legislativ cu votul majorității deputaților aleși. Oligarhul fugar Ilan Șor, deputata Marina Tauber și bașcana Găgăuzia Evgenia Guțul au rămas fără conturi de Facebook după ce aceștia au fost incluși în categoria organizații și persoane periculoase din cadrul Meta, compania deținătoare a platformei Facebook. Potrivit Centrului de Transparență al Meta, o categorie a persoanelor sau organizațiilor periculoase sunt cele care incită la ură, entități care ne pot încălca în mod repetat politicile privind limbajul care incită la ură sau la violențe. Amintim că în după amiaza zilei de 6 iunie, conturile de Facebook ale mai multor persoane afiliate fostului partid Șor au devenit indisponibile. Este de precizat că, potrivit unui raport al comunității Watchdog, Veceslav Platon și Ilan Șor au cheltuit aproximativ 31.000 de euro pentru promovarea dezinformării pe Facebook în perioada 25
aprilie 24 mai curent. Principalele manipulări promovate de aceștia potrivit analizei sunt: Occidentul va implica Moldova în război, Rusia, principala piață de desfacere pentru agricultorii moldoveni, războiul hibrid este un termen inventat de actuala guvernare pentru a lupta cu opoziția, se mai arată în raport. Cei care doresc să redobândească cetățenia română vor fi obligați să cunoască limba română. Guvernul de la București a adoptat recent o ordonanță de urgență prin care a reintrodus proba interviului eliminată anterior. Decizia a fost luată după ce s-a constatat că mai mulți solicitanți nu cunosc la nivel minimal limba română. Printre măsurile adoptate de natură să permită accelerarea procedurii de redobândire a cetățeniei române a fost și cea privind eliminarea interviului prin care se verifică cunoașterea limbii române de către solicitantul de cetățenie. În nota de fundamentare a OUG numărul 36 fracție 2009, arătându-se că este vorba de foști cetățeni români care în mod evident cunosc deja limba română și posedă noțiuni elementare de cultură și civilizație românească. În fapt însă s-a dovedit că există o incongruență între ipoteza de la care s-a plecat pentru adoptarea acestei măsuri, respectiv prezumarea cunoașterii limbii române, și realitatea concretă, dovedindu-se de regulă cu ocazia depunerii jurământului, ca un număr semnificativ de solicitanți de cetățenie ai căror ascendenți au fost cetățeni români nu cunosc la nivel minimal limba română. Totodată, Autoritatea Națională pentru Cetățenie nu va mai fi obligată să verifice în termene de 5 luni cererile privind redobândirea cetățeniei române. În perioada 2018-2023, Autoritatea Națională pentru Cetățenie a fost chemată în judecată în 6.126 de cauze. Datele Autorității Naționale pentru Cetățenie arată că din 2007 până pe 25 martie 2024 au fost înregistrate aproape 100.000 de cereri de redobândire a cetățeniei române. Alegerile europarlamentare au început în Estonia și Olanda. Astăzi sunt așteptați la urne cetățenii irlandei și cei din Cehia. În total vor fi aleși 720 de europarlamentari. În majoritatea statelor Uniunii Europene, alegerile pentru Parlamentul European vor avea loc în 9 iunie, inclusiv în România. Pe buletinele de vot din România se vor regăsi 12 partide și alianțe electorale și 4 independenți. În România, alegerile europarlamentare vor avea loc în această duminică, data de 9 iunie. Biroul Electoral Central a aprobat candidaturile pentru 12 partide și alianțe electorale, precum și 4 independenți. Între 6 și 9 iunie, în 27 de țări, în 24 de limbi oficiale, sunt așteptați la vot în jur de 373 de milioane de europeni. Aceștia vor merge la urne pentru a alege 720 de politicieni în Parlamentul European, care îi reprezintă pe cei aproape 450 de milioane de europeni. Pentru alegerile în Parlamentul European în Republica Moldova sunt organizate 52 de secții de votare. Pentru cetățenii României și Bulgariei au fost deschise mai multe secții de votare, iar pentru cetățenii celorlalte țări, votul se va desfășura la misiunile diplomatice aflate în Moldova. Secțiile vor fi deschise în intervalul orar 7:22:00. Optimismul economic revine, iar noi avem o oportunitate pe care nu am mai avut-o vreodată, să fim competitivi pe cea mai mare și bogată piață din lume. Este declarația făcută de premierul Dorin Recean la cea de-a 21-a ediție a evenimentului Gala Business-ului Moldovenesc, organizat de Camera de Comerț și Industrie. Potrivit oficialului, integrarea europeană înseamnă și mai multe beneficii pentru oamenii de afaceri, o economie predictibilă, prosperă și standarde de viață mai ridicate pentru cetățeni. De ce facem noi acest lucru? Pentru că asta înseamnă o viață mai bună pentru cetățenii noștri și un mediu de afaceri competitiv, care să ofere oportunități pentru investiții bune, investiții mari, investiții cu valoare adăugată. Prezent la eveniment, ambasadorul UE la Chișinău, Ianis Mazeic, s-a spus că UE a fost un susținător ferm al Camerei de Comerț și Industrie, astfel cea din urmă înregistrând progrese. Mă bucur că am susținut multe inițiative excelente care răspund necesităților mediului de afaceri și ale țării, pentru a sprijini incluziunea socială și economică a persoanelor vulnerabile, pentru a stimula piața muncii, pentru a crea locuri de muncă, pentru a dezvolta startup-uri și a susține afaceri.
Aș dori să menționez o realizare deosebită de care suntem mândri. Împreună cu colegii noștri de la Ambasada Suediei și Fundația Este Europeană, am pus umărul de dezvoltare a antreprenoriatului social în Moldova. În cadrul Galei Businessului Moldovenesc au fost premiate companii din diverse sectoare economice care au demonstrat performanță în domeniul lor de activitate. Un copil a decedat și mai multe persoane au fost rănite în Statele Unite ale Americii din cauza furtunilor violente. Mai multe tornade au traversat centrul și estul țării, unde au provocat pagube. În mai multe orașe, locuitorii sunt sfătuiți de autorități să stea în case, la adăpost, dar departe de ferestre. Un copil a decedat în Michigan, iar mama sa a fost spitalizată după ce un copac s-a prăbușit peste casa lor din cauza furtunii violente. Vântul a bătut cu până la 170 de km pe oră, afectând liniile de înaltă tensiune. 5 persoane au fost rănite în Maryland din cauza unui copac prăbușit. Pentru acest stat din estul țării, tornadele sunt un fenomen obișnuit pentru această perioadă. La începutul verii, masele de aer foarte cald se întâlnesc cu aerul rece și în Ohio au fost răniți 8 oameni. Din cauza rafalelor de vânt, mai multe case și mașini au fost avariate, iar mii de locuințe au rămas fără curent electric. Meteorologii au emis mai multe avertismente de tornade și se așteaptă ca vremea rea să continue și în zilele următoare. Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. Nu ratați jurnalul orei 17, prezentat de colegul meu, Octav Tarlapan. Ne revedem săptămâna viitoare la aceeași oră. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând! Emisiunea realizată în cadrul proiectului Vocea Basarabiei, Vocea României, împreună pentru un viitor european, finanțat de către Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.